În modelul gazului ideal, despre care voi vorbi într-un viitor curs de teorie cinetico-moleculară, moleculele sunt puncte materiale, iar un punct material nu poate descrie decât mișcări de translație. De aceea, energia unei molecule este energie cinetică de translație, adică este mv pătrat supra 2, unde m este masa moleculei, iar v viteza ei. Dar viteza are componente pe cele trei direcții date de axele x, y și z. Așa că energia cinetică a moleculei se poate scrie așa cum vedeți, iar energia medie a moleculelor este atunci dată de mvx pătrat mediu pe 2 plus mvy pătrat mediu pe 2 plus mvz pătrat mediu pe 2. Iar teoria cinetico-moleculară ne arată că fiecare termen din dreapta este proporțional cu temperatura și este egal cu 1 pe 2 kT, unde K se numește constanta lui Boltzmann, are valoarea pe care o vedeți, și aceeași unitate de măsură cu entropia, adică joule pe Kelvin. Ea este legată de constanta generală a gazelor prin relația K egal cu R supra constanta lui Avogadro. Dacă substituim termenii din dreapta expresiei energiei medie a moleculelor cu 1 pe 2 kT, obținem că energia cinetică medie a moleculelor este 3 pe 2 kT. Putem înmulți această energie medie a moleculelor unui gaz ideal cu numărul moleculelor din gaz, N mare, și obținem energia cinetică totală a moleculelor gazului. Această energie se numește energie internă și se notează cu U mare. Deci U este egal cu 3 pe 2 K ori N ori T, dar numărul moleculelor se poate calcula înmulțind constanta lui Avogadro cu numărul de moli. Așa că avem U egal cu 3 pe 2 K ori nu ori constanta lui Avogadro ori T, iar produsul K ori constanta lui Avogadro este R, așa că până la urmă ajungem la relația U egal cu 3 pe 2 nu RT, care se numește ecuația calorică de stare a gazului ideal monoatomic și ne arată că energia internă este proporțională cu temperatura. Putem spune că energia internă este energie cinetică ascunsă, deoarece ea este suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor gazului. Energia cinetică medie a moleculelor este dată de relația pe care o vedeți, unde V pătrat mediu se numește viteză pătratică medie, iar radical din viteza pătratică medie se numește viteză termică. După cum vedeți, viteza termică se poate calcula din ecuația energiei cinetice medii și deoarece energia cinetică medie este egală cu 3 pe 2 kT, ajungem la această relație. Și acum, dacă ținem seama de relația K egal cu R supra constanta lui Avogadro și de faptul că produsul dintre constanta lui Avogadro și masa unei molecule este masa molară a gazului, ajungem la relația viteza termică este radical din 3RT supra mu, care ne permite să calculăm viteza termică la o anumită temperatură.